nombre es Juan. Numele meu este Juan Ángel Martín Gómez. Sunt inginer agronom și conduc o fermă familială, sau, cum se spune în spaniolă, finca. Crește măslin, vițe de vie și migdali. Este o sarcină destul de dificilă să faci ferma să prospere zi de zi. Mă numesc Juan Antonio Paredes y Medio, manager de fermă la Finca Vinedos Vista Alegre. Avem 7 angajați permanenți și în jur de 15-20 de angajați sezonieri. Recoltarea migdalelor se face la sfârșitul lunii august. Urmează imediat recoltarea strugurilor, care durează până la începutul lunii septembrie. Recoltarea măslinelor începe în jur de 8 sau 10 noiembrie. Lucrul cel mai complicat este reprezentat de sistemul de irigare. Ne creează tot timpul probleme, fie datorită faptului că apa nu ajunge în anumite zone individuale în mod corespunzător, fie pentru că nu este suficientă apă. Este un sistem foarte complex. Acesta este locul meu preferat. Face ca inima mea să bată mai repede. Este o fermă de familie pe care am modernizat-o pas cu pas. A fost inițial o fermă în care se pune accent pe creșterea animalelor și pe cereale. Familia mea a cumpărat pământul bucată cu bucată cu mare eforturi. Suntem foarte mândri de ferma noastră pentru că este rezultatul multor ani de muncă. Juan este o persoană extraordinară. El nu este doar managerul fermei, ci este și o persoană cum se cade. El știe cum să-și conducă echipa. Suntem precum o familie. Din punctul meu de vedere, este o relație fantastică. El apreciază munca mea, mie îmi place modul în care el face lucrurile și libertatea pe care mi-o dă în luarea deciziilor. De aceea lucrurile funcționează. Eu sunt o persoană tehnică care decide ce fel de muncă trebuie să fie făcută, iar el o execută. Sunt o persoană foarte exigentă, un perfecționist și îmi place să lucrez din greu. Sunt mulțumit pentru că îmi place munca mea. Îmi place să fiu tot timpul cu ochii pe culturi. Atunci când toate tratamentele și culturile au fost efectuate în mod corespunzător, nu există nicio infestare și totul merge ca pe roate, atunci mă simt foarte fericit, ca și cum toate ar fi ale mele. Există două moduri de a face lucrurile. Fie poți merge înainte, îmbunătățind în permanență lucrurile cu mândrie și cu dăruire, sau poți neglija totul și să vinzi ferma la un moment dat. Noi încercăm să păstrăm această fermă, să facem profit și să ne bucurăm de ea. Am folosit de-a lungul timpului mai multe mărci de tractoare. Apoi, într-o zi, am descoperit Class. Sunt mașini fiabile și suntem foarte mulțumiți de ele. Am lucrat cu Class timp de aproximativ 6 ani. Un serviciu bun este important pentru noi. Dacă avem nevoie de ceva, dăm un telefon și ei vor veni. Treaba excelentă? Stabilitatea. Asta este cea mai importantă. Dacă muncești cu spor zi de zi, totul va merge bine. Însă dacă ești leneș și nu faci nimic, cu siguranță vei eșua. Totul se reduce la stabilitate. Pentru mine, treaba excelentă este ceea ce fac aici, pe finca. Sunt fericit și asta este excelent pentru mine.